Zeci de oameni au pășit în curtea Bisericii Sfântul Mina din Suceava pentru a primi din emoția transmisă de glasurile fermecătoare ale coralei Ciprian Porumbescu. Repertoriul coralei Ciprian Porumbescu cuprinde atât cântece specifice muzicii bisericești, cât și arii din muzica cultă națională și internațională. Piesele care au fost abordate au menirea de a atrage publicul spre arta frumosului, de a aduce din nou în centrul atenției muzica corală românească, care a reușit de-a lungul timpului să se impună pe mari scene europene. Concertul de duminică seara a fost primul dintr-o serie de concerte care vor fi programate în 2016, pentru ca și sucevenii să se bucure de munca acestor oameni care ne-au reprezentat cu mândrie în diaspora. După prezența de duminică, sucevenii sunt doritori de evenimente de acest fel. Corala mixtă Ciprian Porumbescu se află sub părintească binecuvântare a înalt preasfințitului Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, cât și sub ocrotirea Colegiului Național Ștefan cel Mare din Suceava, în cadrul coralei activând în număr mare atât foști cât și actuale elevi ai colegiului. În ultimii 6 ani, corala Ciprian Porumbescu a reușit să susțină numai puțin de 100 de concerte în țări precum Elveția, Franța, Italia, Germania sau Belgia. Cea mai recentă reprezentație în diaspora a fost în aprilie 2016, atunci când sucevenii noștri au concertat în sala Senatului a Parlamentului Bavarez din München, unde s-au bucurat de un real succes.